Zilele trecute, UDMR-ul a făcut un pas înainte în acțiunea vizând obținerea autonomiei teritoriale a Ardealului. În preajma celei de-a doua zile naționale a Ungariei, probabil că puțin români știu faptul că Ungaria este singura țară din lume care are trei zile naționale pe an. Prima în 15 martie, când sărbătoresc punerea în discuție a anexării Ardealului în timpul Revoluției de la 1848, cea de-a doua, 20 august, zi în care îl cinstesc pe regele Ștefan cel Sfânt, dar ungurii, cei mai mulți, nu cunosc adevărul că acest mare rege al ungurilor, Ștefan cel Sfânt, a fost de origine getodacă și el i-a creștinat în timpul lui. Ca să fiu corect, în timpul lui au fost creștinați ungurii și au trecut la religia ortodoxă. Deci ei nu au fost catolici, așa cum sunt acum, au fost creștinați la religia ortodoxă. A doua zi națională Ungariei este cea de 20 august și cea de a treia urmează în toamnă, în 23 octombrie, să sărbătorească Revoluția, așa zisă Revoluția lor de la, din 1956, când au pus din nou în discuție anexarea Ardealului. Deci acestea sunt zilele naționale ale Ungariei. În preajma zilei de 20 august anul acesta, liderul UDMR, Kelemen Hunor, a anunțat pe președintele României, a anunțat Parlamentul României, Guvernul României, că ei, UDMR-ul, un ONG, că ei nu sunt partid politic, nu sunt înregistrați la Tribunalul Municipiului București, un ONG, au decis în România ca pe teritoriul a 6 județe, în viitoarele două Ungarii mici, respectiv județele Covasna, Ghida și Mureș, și în județele Bihor, Sălaș și Satu Mare, ei unde mereu să pună la cale organizarea de referendumuri locale, unde să pună în discuție cum să arate regionalizarea în Ardeal și mai ales în aceste 6 județe românești. Din păcate, autoritățile statului român nu au avut o reacție fermă și vizând respectarea legii. Mai mult, pe mine m-a șocat poziția uneia dintre liderii PSD-ului, care a declarat că ei, PSD-ul, sunt de acord cu aceste referendumuri pe care le organizează UDMR-ul, care vor să le organizeze. Conform legii referendumului, asemenea referendumuri nu pot fi organizate de către UDMR sau de către alte ONG. Ele pot fi eventual organizate, cele locale, prin hotărâri ale Consiliului Local și Județene. Este necesar, în contextul acestei acțiuni a UDMR-ului, acțiunea ilegală, ca guvernul Ponta să ordone la toți prefecții din cele 6 județe să atace la contencios administrativ eventuale hotărâri pe care le vor adopta Consiliile Județene sau Consiliile Locale vizând organizarea acestor referendumuri locale, pentru că toate sunt ilegale. Nu este posibil ca problema regionalizării României să fie decisă pe seama unor referendumuri locale. De ce fac udemeriștii și Ungaria vor să facă aceste referendumuri locale pe tema regionalizării? Pentru a duce la Bruxelles întreaga documentație legată de organizarea referendumului, inclusiv buletinele de vot și procesele verbale cu rezultatul voturilor, și să le folosească ca și argumente suplimentare în vederea obținerii dictatului de la Bruxelles din anul viitor, din 2014. Este necesar, de asemenea, guvernul Ponta să modifice legea referendumului și să abroge un text pe care l-a introdus în vremea când era ministrul de interne Vasile Blaga, actualul lider al PDL-ului, care pentru a el fiind de aceeași etnie ca și udemeriștii, având limba maternă ungară, Vasile Blaga a venit cu o propunere și a susținut în guvern o ordonanță de urgență, s-a adoptat ordonanța respectivă prin care s-a modificat legea referendumului și s-a stabilit că dacă au loc referendumuri locale, chiar dacă ele sunt nelegale, însă dacă se desfășoară fără violență, ele devin legale. Deci, ținând seama de faptul că românii sunt pașnici, românii nu pun mâna pe temirce ca să treacă la violență în cazul în care etnicii unguri organizează referendumuri ilegale,
profitând de această stare de spirit normală și europeană a românilor, PDL-ul a introdus această modificare în legea referendumului și dacă referendumul pe care le organizează, vrea să le organizeze Ungaria și UDMR-ul în cele 6 județe românești, se vor desfășura fără violențe, ele vor fi legale și ca atare va fi dusă documentația la Bruxelles. N-ar fi mai eficient contracarate aceste referendumuri prin organizarea unui referendum în toate județele? În mod normal ar fi trebuit, nu e târziu nici la anul, ca guvernul împreună cu președintele României să organizeze un referendum național din inițiativa președintelui României, guvernul să-l organizeze și să se ocupe de un referendum național privind regionalizarea României. Dar noi până acum, noi românii, nu avem proiectul de lege privind regionalizarea pentru că este păstrat la secret. Acest proiect de lege vizând regionalizarea României, de fapt împărțirea României, a fost elaborat în afara României, s-a primit ca mutare în plic de la Bruxelles și guvernul refuză să ne-l facă cunoscut. Încearcă să ne aplice politica faptului împlinit dacă le reușește revizuirea și completarea Constituției României.